Dar ce chitare ai cu coreanul, cu oile, cu mine? Mi-a zis, tatu n-a ciutat cu să mor. Dar cu gin, că nu-l luăm cu aia. Nu? Te băgăm pe ginul ăsta. A, nu. Serios, asta e un serios. Ăsta nu s-a luat de noi. Dacă să ia, te băgăm și pe tine ceurile dacă te uiți. Te băgăm la urgență. Deci îl denunțați și pe el. Dacă e o problemă. Acolo e carte de telefon, nu te băga. Am auzit că erați mână în mână cu Omar Khayyam. Nu, domnule, bă, ce pașin de ăsta, bă, mâncat. Eu ți-am zis, dacă te-ai băgat cu el. Nici. Rămân muții că mă duc la veșe. Nu, domnule, era cu noi. Și care e problema? Toată lumea cu toată lumea. Deci Omar Khayyam era în gașcă cu prințișorii. Da, nu cu Nicu. Nu, cu prințișorii, cu Beizadelele, cu dumneavoastră. Cu mine, cu... Nu mai dau nume, că alții poate nu recunosc. Era cu Jean Maurer? Nu știu dacă s-a văzut cu... Acum cum ceri nebunile astea, dacă erau petreceri, erau 20 cu... Mădălin Voicu era? Cu Paganini când venea petrecerea, dar Paganini nu cred că știe. Dar ai ajuns el în PSD pe urmă, Omar Khayyam? Păi eu am fost în PSD? Nu, a fost Mădălin. A avut bani, Du-te, bă, nu duce amintea pe Paganini. Paganini din ăsta negustor de vite mici, măi, ciordea obiecte mărunte. Nu era la... Nu era la consacrație. Nu era la consacrație. Ce dracu? Și ați ajuns toți la putere, da? Era Omar Khayyam. Mamă, iar îl obsedează pe ăsta. Păi toți au pici unde vrei să ajungem, mă, dacă eram deștept și studiam. Tu nu vezi cum spun toți că omorau cartea și serviciu? Păi dumne, țara asta... Păi dacă eram atât de studios și studiam atât de mult, unde vreau să ajungem? La pușcărie? Dumne, dar nu se găseau alți oameni să conducă în țara asta? Păi dacă nu am ce mai pregătiți? Dacă eu făceam un an în pat. Și în afară de asta și așa ei zis amâna, 40 de ani, atunci conduce a vrut el. Pe cine vreți să mai spun? Iar mai ia, Becali Victor, stai că intrăm direct. Da, Victor, intrăm în direct cu tine, ce vrei? Să te iei cu stropele? Da. Păi tu nu vezi ce face ăsta cum mă încearcă? Eu i-am zis să spuneți-mi că pe aia cu ceasurile nu ziceți. Păi cum o să pun botul ăla, Dan? Aia cu ceasurile nu ziceți. Hai, pa, bate Victor Becali, să nu mai pun botul că mă bagi în bușcărie. Da, vedeți. Păi mai mult sunt prescrise toate faptele. Pe ce mă uit eu cu Omar? Mai, mă, mai mult și recunoști și cum a primul. Se făcea o țigaretă mică așa, dar la nivel mic, nu asta cum au făcut ăștia acum. Ce făcea? O scară mondială, nu? Un import mic de țigări. A recunoscut, aia a luat din tutti frutti, dar nu făcea cu avioane. Nu, domne, ăsta era comerț. Comerț, da. Când turcii făceau comerț pe mare, românii goleau pahare. Adică ce am făcut eu, am fost un mic negustor, mă, n-am fost... Deci Omar Khayyam atunci era un mic terorist. Băi, ce am omorât pe cineva? Nu, da, vorba, dar terorizați lumea. Pe restaurante, bun. Pe cofetării. Dacă mă ne sună la televiziune. Da, Valentine, zici tu. Ia cine? Dar nu o să-l apreciați? Păi nu, dacă le zici și cu vițelul lui, bă, un om de artă, un așa mare dirijor care distrugea operele, ce trebuie? Fiecare sună să-i mai spune câte povesti de dar. Deci, de dar nu ține nimeni cu ăsta, bă, cu Paganini ăsta, mă, mânca Paganini. Pe cuvântul meu, de când a fost la emisiune la tine, sună telefonul non-stop și toată lumea face denunțuri. Pe aia țină minte, notează. Notează toți denunțuri. Alta, la pescăruși, bă, când s-au spart vitralele, când Paganini, fiind om de artă, a dărâmat cu un ghiveci că a vrut să o omoare pe una. Păi era de mâine, criminalul s-a în serie, am adonit Voicu, că a zis că îl scoate de o crimă. Noi eram acolo în salon de protocol, eu, Adrian, Valentin, mai multă lume, și a avut un exces pentru că el era foarte calm și avea o educație foarte aleasă, mă. Și când a văzut educația aleasă, a luat ghiveciul de pe masă să-i dea ca femei, cu o floare, nu? Nu mă vrea să-i dea ghiveciul de tot. Da, dar ghiveciul era cu, era foarte falsă și era cu gips, cu ăla. Și când a dat, a căzut vitraliu din spate. Deci, au nebunit aia, a doua zi, mamă, vine Ceaușescu, vine Ștefan Andrei, vine e spart vitraliu. Ăla costa mult, că era de mână. Tot eu l-am scăpat pe Paganini, că i-a zis, gata, eu sun la direcția și zice, stai, bă, că reparăm, nu sunt om de artă. Și eu tot om de artă. Eu cu artiști dintre dumneavoastră. Am adus trei artiști până dimineața, au refăcut vitraliu l-au făcut și l-au pus la loc, să nu cadă Paganini pedeapsa. Și acum el mă face pe mine de nevertebrat. Păi bă, nevertebratule, dacă te lăsam atunci, bă, te băteau ăia, vorba lui Pârcălap, te băteau ăia la jos la pârnaia, când cu ce ai căzut, mă, cu porcul, să dea domnul ficat că ești prăduitor, să mă dreacu, pace. Da, ați vorbit despre traficul ăsta cu porci sau ce făcea, în business-ul cu porci? El făcea cu animale, cu valută și eu eram țigări și cafea și alcool. Lasă-mă, mă, cu tâmpii. Fiecare cu specializare.